O femeie de 42 de ani a decis să-și pună capăt zilelor. Se pare că femeia intrase în depresie. Era o fată, eu știu, serios, o femeie cu familie, nu știu. Merită să-ți pui capăt zilelor? Păi nu, nu merită să-ți pui capăt zilelor, dar probabil disperarea, viața grea de acum. Am avut o fată, a fost, nu, o despărțit de bărbat, așa, era o fată bună, și știu, fată cu minte așezată, nu știu, a crescut fătuța până la anii ăștia. Are o fetiță de 14 ani, nu știu ce a împins-o să facă gestul ăsta. Probabil o cădere psihică, nu pot să vă spun. Femeia s-a spânzurat în baia locuinței din Vințul de Jos. Poliția Alba a fost sesizată în cursul acestei dimineți cu privire la faptul că într-o locuință din comuna Vințul de Jos a fost găsită o persoană care s-ar fi spânzurat. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul că este vorba despre o femeie în vârstă de 42 de ani din comuna respectivă. Cadavrul a fost transportat la Spitalul Județean Alba în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului. Se pare că ar fi vorba de o depresie de care femeia suferea. Polițiștii au deschis o anchetă, dar nu sunt suspiciuni legate de acest incident.